Pentru a încheia lucrarea, avem nevoie de pocăință totală și avem nevoie de revărsarea ploii târzii. Lucrarea nu se încheie prin putere umană, ci prin Duhul Sfânt. Nu e prin putere nici prin tărie, ci prin Duhul meu. Și vreau să spun, de exemplu, experiența care am spus-o, să zicem, despre tatăl meu. Nu e important, nu știe nimeni precis, noi nu știm precis ce s-a întâmplat, numai Dumnezeu știe. Dar atitudinea e importantă. Numai aceia care au o atitudine de predare totală, numai aceia care au o atitudine de predare totală, numai aceia vor fi în cer. Cei care au rezerve și nu-și predau inima cu totul, nu vor fi în cer. Vreau să, înainte să începem, aș vrea să ne mai rugăm o dată, dacă nu vă supărați, să mai facem o rugăciune și apoi continuăm. Doamne, îți mulțumim din inimă pentru promisiunea revenirii. N-am avut nicio speranță dacă ar fi totul numai viața asta. Dar noi credem că Iisus vine curând, iar acum te rugăm tu să ne conduci cu Duhul tău, să fim nu numai ascultători, ci să fim transformați. În numele lui Iisus. Amin. Am început, nu mai continuăm cu redeșteptarea, vreau să continuăm cu ce am început joi seară. Cum poți să te pregătești? Dacă vă uitați împrejur, și asta nu e subiectul, este alt seminar care este despre a doua venire, sunt 7 predici, le găsiți pe internet. Cum te pregătești pentru revenirea Domnului? Cum poți să crești la maturitate spirituală? Cum poți să fii gata? Dacă vă uitați împrejur, nu e greu de văzut că trăim ultimele momente ale Pământului. Mi-amintesc când era mic și vorbea bunicul despre Daniel 2 și spunea că, uite, vor fi capul de aur, mai departe, ce este? Pieptul de argint, coapsele de aramă, picioarele de fier și labele de la picioare și degetele de luci. Și bunicul zicea, acolo suntem noi. Și eu mă gândeam, bă, frate, ce degete lui trebuie să aibă ăsta, că suntem tot acolo de atâtea sute de ani și tot n-am mai venit. Probabil că chipul ăsta are niște degete la picioare așa de lungi, dacă noi suntem tot acolo și tot n-ajungem la capăt. Uite, acum ajungem la capăt. Nu am timp să trec prin asta. Întrebarea e cum ne pregătim. De exemplu, sora White dă câteva paragrafe și în câteva din ele subliniază foarte clar că atunci când Constituția Americii se va schimba, dacă îi spuneați cuiva acum 20 de ani că schimbă Constituția, nu exact ceva, nu o să se schimbe niciodată. E perfectă. Când Constituția Americii se va schimba și separarea dintre biserică și stat se va anula, atunci încep ultimele evenimente, într-o succesiune rapidă și vine Domnul. Acum asta se discută în Congres. Dacă v-ați uitat atenți, Marjorie Taylor Greene și Lauren Boebert și alții spun, ne-am săturat de separare dintre biserică și stat. Trebuie ca biserica să ia control asupra statului. Va face o imagine fiarei. Trebuie ca biserica să ia control asupra statului. Trebuie să desființăm legea de separare dintre biserică și stat. Lucrurile astea se întâmplă în timpul nostru. Asta înseamnă, și sunt multe alte semne de care nu avem timp să discutăm acum. Trăim evenimentele finale. Războaie, pandemii, crize economice și așa mai departe. Nu am timp acum să intru în subiectul ăsta. Dar noi credem, ne numim adventiști. Noi credem că Domnul își ține cuvântul și vine. Noi credem cu toată inima că Iisus vine în curând. Eu cred că nu vine în curând. Eu cred că deja e pe drum. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Adică nu e curând, este extrem de curând. E mai curând decât ne așteptăm. De-aia mulți vor fi surprinși, că apare ca un hoț. Vor fi nepregătiți, pentru că oamenii ce zic? Cine știe, mai sunt încă 100 de ani. Nu, frate. Iisus vine extrem de curând. Întrebare, ești pregătit? Care vor fi cuvintele? Serv bun și credincios sau nu te cunosc? Cum te pregătești? Am început joi seară puțin să discutăm despre neprihănire. Și acolo, dacă vă amintiți, v-am spus eu de că ne ducem la Dumnezeu cu lucruri mici și așa mai departe. Și v-am povestit eu de o femeie care a venit la adunare. Vă amintiți povestea? Ok. Cine nu-și amintește, trebuie să luați pastile de memorie. Ok. Știți cum e cu pastile de memorie? Și când mai am găsit cele mai bune pastile de memorie, dar numai că nu-mi amintesc cum se numesc. Poate cineva să fie transformat, poate cineva să fie schimbat. Există schimbare reală. Există schimbare reală. Creștere reală.
Mă sună oamenii și îmi spun, măi frate, ce mă rog de 2 săptămâni și n-am crescut. Și eu îi spun, și eu dau la copilul meu de 2 săptămâni de mâncat și l-am măsurat pe ușă și n-a crescut. Adică schimbarea e un proces care durează o viață. Și vreau să înțelegeți foarte bine ce spun acum. Foarte bine ce spun acum. Noi nu suntem salvați datorită faptului că merităm pentru că suntem neprihăniți. Noi suntem salvați prin har, prin credință. Căci prin har ați fost, cum e versetul? Cine îl spune? Prin și nu este. Deci este un dar al lui Dumnezeu. Poți să fii neprihănit, indiferent cât de neprihănit ai fi. Nu poți tu cu neprihănirea ta să plătești sângele lui Iisus pe cruce. Indiferent de cât de neprihănit ai fi, nu poți tu prin neprihănirea ta să plătești veșnicia. Dacă neprihănirea ta a durat 80 de ani și veșnicia durează un milion de milioane de ani și apoi mai mult încă atâta, cum ai putea tu să plătești cu 80 de ani infinitatea? Nu poți să plătești ce ți-a dat Dumnezeu. Niciodată, nici în orice ai face, nu o să plătești. Vă amintiți? Și nu intru acum în subiectul ăsta. Cel care a venit la master și masterul zice, trebuie să-ți plătești datoria. Și cât datora omul? 10.000 de talanți de aur. Știți cât e aia? Plata unui muncitor sau unui soldat roman pentru o zi era un dinar. Plata salariu unui soldat pe o zi era un dinar. 10.000 de talanți erau plata unui soldat pentru 160.000 de ani. Ați auzit ce am zis? 10.000 de talanți erau plata unui soldat pe cât? 100.000 de ani. 160.000 de ani. Deci câte vieți trebuie să trăiești ca să și stați puțin, să muncești și sâmbătă și duminica? 7 zile pe săptămână și să nu iei niciun cent de acolo ca să mănânci, să plătești curentul, tot merge la datorie, nu mai pune nici dobândă. Deci câte vieți trebuie să trăiești ca să plătești înapoi datoria? Noi nu suntem în stare niciodată să plătim ce a făcut Dumnezeu pentru noi. M-ați înțeles? Omul, bineînțeles, adventist bun, zice, iartă-mă și o să-ți plătesc înapoi. Păi omul ăsta nu înțelege neprihănirea prin credință, o confundă cu neprihănirea prin fapte, că ce iartă-mă și o să-ți plătesc înapoi. Păi dacă ești iertat, nu trebuie să plătești că ești iertat. E așa sau nu? Zice, mă frate, tu îmi datorezi $100, te iert, dar dă-mi înapoi. Păi dacă ești iertat, nu mai dai înapoi că ești iertat, e har. Și dacă o plătești înapoi, n-ai nevoie de iertare că ai plătit-o înapoi. M-ați înțeles? Omul ăsta confundă faptele, zice, eu cred în neprihănirea prin credință, dar trebuie să fac ceva, frate, trebuie să fac ceva. Omul ăsta e, mintea lui săracul e, mă înțelegeți? Ca tânărul bogat. Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Băi, frate, tu nu moștenești că faci ceva, moștenești că aparții cuiva. Dacă tu ești tata, ești copilul unui milionar, moștenirea, că așa e ce cuvântul, moștenirea, vine când moare tata. Nu pentru că ai făcut ceva, ci pentru că ești fiusul. Poți să nu faci nimic, ești fiusul. Când el moare, rămâne ție. Nu trebuie să faci nimic, e moștenire. Dar tânărul bogat nu înțelege ce trebuie să fac eu ca să moștenesc. Neprihănirea nu este prin fapte care nu se laude nimeni. Dar atunci întrebarea e, am și eu o parte, frate? Da sau nu? Da. Nu ca să câștig mântuirea, vă explic imediat. Hai să apropo, 10.000 de talanți, Dumnezeu îl iartă. Asta nu-i subiectul, dar mă mănâncă sublimă, nu pot să-mi spun. Pentru că asta facem noi. Dumnezeu îl iartă și el apoi îl prinde pe colegul lui și îl strânge de gât. Vă amintiți? Zice, bă, îmi datorez 100 de lei. Cât era acolo? Era plata pe 3 luni și 10 zile de muncă. Deci el datorează 160.000 de ani, iar el îi datorează lui 3 luni. Dumnezeu îți iartă ție când nu poți să măsori și tu nu ești în stare să ierți aproape lui și te duci și îl mănânci. Nu mâncăm carne, dar mâncăm oameni, canibali. Te duci și îl mănânci. Uite ce a făcut ăsta. Și Dumnezeu zice, cu ce măsură judecați? Cu aceeași măsură veți fi judecați. În sfârșit, vreau să trecem la subiect, să admitem. Deci care e partea mea? Care e partea mea? Dacă e prin har, prin credință, nu prin fapte. Care e partea mea? Să admitem, să presupunem, să ne imaginăm că matale, ți-ai pierdut serviciu. Ți-ai pierdut, te-a dat afară. Ok, s-a închis fabrica. Gata, îi dau eu drumul, imediat. 2 secunde profetice.
Gata. Se vede? Dacă nu se vede, e bine. Că atunci pot să fac aici ce vreau. Ok. Să admitem că, Matale, ți-ai pierdut serviciu. Și a venit o hârtie de la bancă că o să-ți confiște casa, foreclosure. Îți confiște pentru că n-ai plătit 3 luni sau 4 luni sau 5 luni. Îți ia casa, mașina s-a stricat, pantofii s-au rupt, n-ai plătit telefonul și ți l-au luat, n-ai plătit curentul și ți l-au tăiat, m-ați înțeles? Și n-ai bani de mâncare și n-ai mâncat de 5 zile și nu mai poți. Să admitem că ești într-o situație disperată și te-ai rugat și nu s-a întâmplat nimic și vecinul tău este Jeff Bezos. Cine e Jeff Bezos? A? De la Amazon. Și este miliardar, ok. Și tu trăiești în Michigan și a nins. Te duci la Jeff Bezos, bazi la ușă, zici, băi, ai milă de mine, mă, nu mai, nu, sunt disperat, băi, sunt disperat, orice aș face, nu pot. N-am mașină, nu mai am casă, mi-au ăștia casa, n-am bani, n-am mâncare, n-am pantofi, n-am curent, n-am căldură, ai milă de... Dă-mi și mie niște muncă să fac ceva să mă salvez, să fac ceva să ies din datoria și din cazul ăsta. Dă-mi și mie ceva de lucru. Și Jeff Bezos zice, băi, hai să discutăm business. Cât datorezi? Păi 500 de mii la casă, am 60 de mii la mașină, 560, până acum cine știe geografie să facă calculul, am 60 de mii la mașină, am 30 de mii la credit card, aia 590, am 10 mii la alt credit card, e 600 de mii, mai am datorie la școală 100 de mii, 700 de mii, mai datorez la... Și le adună și zice, băi, 900 de mii datorie. Și Jeff Bezos zice, și tu vrei să muncești la mine? Păi cât crezi tu că se dă la oră ca să curezi zăpada? Că a nins și tu ai zis că hai bă să-ți cură și o zăpada din fața casei și plătește-mă și pe... Cât crezi tu că se dă la oră? Păi nu știu, $10, zice, nu mă, îți dau 25 la oră. E bine? Ah, e bine, 25 e bine, gata. Și Jeff Bezos, băi, câte vieți trebuie tu să muncești cu 25 la oră să plătești $900.000? M-ați înțeles? Și Jeff Bezos zice, băi, trezește-te. Nu poți să-ți plătești datoria prin a rașcheta zăpadă. Îți trebuie ajutor din afară, cineva bogat care te iubește și face milă de tine. Nu, măi, eu trebuie să fac treaba asta. Bine, man, ia lopata. Iei lopata și muncești 4 ore. Cât trebuie să te plătească? 100. Oamenii știu geografie, praise the Lord. 100. Ai muncit 4 ore, ai rașcheta zăpadă la lopată 4 ore, te doare spatele, te... Vai, cât am muncit. Și îți dă 100. Ce-a fost aia, har sau muncă? A fost muncă. Îți meriți banii, nu? N-ai nevoie de har. Și cu 100 aia îți plătești datoria. Nu, nici vorbă, nu se ajunge nici să la mâncare. Când m-am dus eu în America, costă cumpărai mâncare. Acum, cu inflația, îți trebuie 300 ca să cumperi un cărucior de mâncare. Că numai benzina era 70 de cenți și acum este $4. 3,69 galonul. Adică aproape 4 litri. S-au scumpit toate. Ok. Și te duci ziua următoare și zici, băi, Jeff, băi, vecine, te rog frumos, m-am luat 100 aia, dar nu am plătit datoria $900.000, doar că mi-am luat mâncare, nici măcar n-am dat un dolar la datorie, nu mi-a ajuns nici de mâncare, mai îmi dai de muncă. Și el zice, băi, ce să faci, mă, cu munca ta? Păi să-mi plătesc datoria $900.000, ca să nu-mi aștept acasă, să nu mă... Mă, omule, tu nu poți, mă, orice ai face tu în viața ta, în toată viața, tu nu poți să-ți plătești datoria. Ai nevoie de ajutor, de har. Nu mă dăm de muncă, tu nu înțelegi, trebuie să fac și eu ceva ca să câștig, era să zic mântuirea, ca să-mi plătesc datoria, să mă salvez. Și ce bine mea, dacă nu te duce mintea să înțelegi business, ține, dar nu mai e zăpadă, acum nu pot să-ți dau lopata, că n-a nins azi noapte. Păi dăm ceva de lucru, păi nu mai e de lucru. Păi hai să-ți fac curățenie în bucătărie. Mă, omule, eu am o femeie plătită, face curățenie în bucătărie. Să-ți fac ceva. Bine, mă, șterge praful, dar nu-i praf. Muncești 5 minute, ștergi pe acolo și ai terminat, nu mai e praf. Cât trebuie să-ți dea pe 5 minute? Ha? Cât trebuie să-ți dea pe 5 minute? $3? Zicem $3, da? Așa, nu mai facem calculul. Și îți dă 100. Ce este? Har sau fapte? Nu, ați greșit. Este și har și fapte. Că faci și tu acolo, muncești de $3 și îți dă și el 97. Așa sunt frații noștri. Frate, face Domnul mult, dar fac și eu puțin. M-ați înțeles? E și har și fapte, cum suntem noi. Face Domnul mult, dar fac și eu puțin. Te ajută suta aia. Ha? Nu te ajută, frate. Te duci ziua a treia, bă, dăm de lucru că sunt disperat, trebuie să fac ceva să mă salvez, dăm de lucru. Și ăsta zice, bă, tu nu înțelegi, mă, n-ai învățat lecția de o viață, tot încerci, nu înțelegi că tu nu poți să te salvezi singur? Nu, dăm de lucru, trebuie să fac ceva să mă salvez, dăm de, uite, bă, tot în fiecare zi din viață fac ceva și tot nu mă salvez, dăm de lucru. Și ce? Stai jos. Nu, că n-am timp, trebuie să lucrez. Stai, mă, omule, jos. Ok. Te uiți la ceas. Băi, hai mai repede, că n-am timp, trebuie să lucrez. Și ce? Du-te, mă, uita, mă, dă ceasul încoa. Îl bagă în buzunar. Ce spune în viața ta?
Păi n-am timp. Spune-mă, omule, povestești. Te apuci și povestești. Când te prinde, îți place să vorbești, vor 4 ore vorbești. Pe aceea aici, acum spun și eu viața mea. Vorbește și el 2 ore. Și pe aceea zice, băi, n-am știut că și tu ai fost sărac la început și acum ai bani. Ce, băi, nici eu n-am știut de tine de chestiile astea. Ce, știi ceva, îmi place de tine. Băi, și mie îmi place de tine. Băi, suntem prieteni acum, niciodată n-am vorbit atât amândoi, acum ne cunoaștem. Hai, pentru că suntem prieteni, vreau să fac ceva pentru tine. Dacă ne cunoaștem și avem o relație așa ca familia, ca prietenii, vreau să fac și eu ceva pentru tine, pentru că acum te cunosc și țin la tine. Scoate cecul și scrie, și tu te faci așa și te uiți. Și scrie și pune acolo 10 milioane de dolari. E bine? Nu? Nu zâmbiți. Ok, 20, acum zâmbiți? Ok, 20 e bine. Și scrie acolo 20 de milioane de dolari. Și ce? Uite, ăsta e darul meu. 20 de milioane, adică nu mai trebuie să muncești nici tu, nici copiii tăi, trăiești numai din dobândă, pa, 20 de milioane, și tu stai și te uiți, băi, nu-ți face mă mișto de mine, asta e cec fals. Zice, nu mai e adevărat. Nu, no, men, e prea bine să fie adevărat, nu cred, că noi nu avem credință, că auzi, m-a iertat și mă mântuiește, auzi, a, nu, trebuie să fac și eu. Nu, asta e cec fals, nu cred. Și ăsta zice, măi, e real, măi, ți l-am dat, că îmi pare rău de tine și te iubești și vreau să te ajut, suntem prieteni. Nu, no, nu cred. Ia-l, mă, omule, te uiți, ia, ha, să vedem. Lei te duci la bancă și zici, băi, ăsta e cec adevărat? Și eu, da, e cec adevărat. Ia verifică, mă, ia încearcă, poți să-l depozitezi. Tuc, 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 și gata. Și a, nu cred. Scoți frumos telefonul, pui parola și intri în bancă. Și când vezi, sunt soția, nevastă, stai jos. De ce? Stai jos, a murit cineva. Nu, stai jos. Stă jos și zice, spune ce vrei. Pune passwordul, intră în bancă, în contul nostru. Intră în bancă și zice, ce să văd? Ia vezi cât avem, câți bani avem. Aaaa! Și începe să țipe nevasta. Și, și zice, e adevărat? Zice, banii noștri. Tace din gură și pe aceea, am plecat, pa! Șt, închide telefonul, sună copii. Să vezi cât sună pe sorul, să sună pe maică, să sună pe... Să vezi cât bani avem. Nu mai știe ce să facă. Începe să sară, să țipe, nu mai știe ce să facă nevasta. Și apoi tu te oprești și te gândești o secundă. Ce am făcut eu să-mi dea ăsta 20 de milioane de dolari? Ce am făcut eu? Munca mea? Nici vorbă. Faptul că am stat de vorbă cu el și am avut o relație, că m-am împrietenit cu el, merit ceva? Merit să moară pentru mine? Merit să-mi dea veșnicia? Merit ceva numai că am avut o relație? Nu merit nimic decât moartea. Și atunci, copleșit, te apucă lacrimile și te gândești, băi, ăsta nu numai că mi-a plătit datoria, dar mi-a dat atât de mult ca niciodată să nu mai am probleme. Și te duci înapoi la el, bați la ușă și zice, ce vrei, să muncești? Nu. Dar de ce ai venit? Te iubesc. Mi-e drag să stau cu tine. Pot să stau și eu cu tine. Bine, men, hai înăuntru, hai să mai vorbim. Vreau să spun ceva. Dacă ai treabă în grădină, ți-o fac eu. Păi n-am. Vrei să te plătesc? Nu. Nu, deja m-ai plătit. Nu o să pot să-ți dau înapoi niciodată. Poți să muncesc toată viața, 10 vieți. Tot nu poți să dau înapoi 20 de milioane. Dar dacă ai ceva în grădină, vreau să fac pentru că te iubesc, pentru că tu m-ai salvat. Vreau și eu să mă simt și eu bine, să fac și eu ceva. Uite, dacă vrei să fac pantofi. Mă lasă să fac pantofi, ți-i ilustruiez ca niciodată. Nu trebuie că să nu. Dacă vrei, uite, și Jeff Bezos zice, știi ceva? Eu chiar mă duceam în grădină să plantez niște roșii. Hai să le plantăm amândoi. Gata, hai amândoi. Și tu te duci, plantezi roșii cu el. De ce muncești cu el? Să-ți fii plătit sau pentru că ai fost plătit? Oamenii care înțeleg, care se uită la cruce și care contemplează și înțeleg ce a făcut Dumnezeu pentru ei și ce va face Dumnezeu pentru ei și le dă viața veșnică, oamenii ăia sunt precum nevastă, zice, wow! Îi sună pe toți, băi, asta e veste bună, măi, tată, măi, că uite! Și după aceea, pentru că sunt copleșiți, zice, dragostea lui Dumnezeu ne constrânge. Sunt copleșiți, spune Sorai, sunt cu totul copleșiți, fără cuvinte, dar ta iubire, zice, cei care înțeleg crucea, sunt cu totul copleșiți. De-aia, când vedeam pe Domnul, când o să-L vedem pe Domnul, o să ne prăbușim la picioarele Lui, fără cuvinte, și o să-L prindem și o să zicem, nu merit. De ce m-ai luat aici? Că nu merit. Oamenii care înțeleg o picătură din oceanul lui Dumnezeu de iubire, sunt așa de copleșiți, că nu mai zic, ce să fac să fiu mântuit? Zic, Doamne, ce să fac pentru că m-ai mântuit? M-ați înțeles? Faptele sunt o urmare a logică a înțelegerii că Dumnezeu te iubește și că a murit pentru tine și că îți dă viața veșnică. Și dacă nu ești dispus să lucrezi cu bucurie, înseamnă că n-ai înțeles asta. Și atunci ești un legalistic.
Dacă tu înțelegi asta, nu numai că lucrezi pentru Dumnezeu, nu numai că ești gata să sacrifici, dar o faci cu bucurie și zici, păi e un privilegiu, băi. Pentru cât ai făcut pentru mine, să mor pentru tine e nimic, cu plăcere. Și așa eu naște viața asta, aștept viața veșnică. Frații mei, cei care nu-și pun ochii pe cruce, nu numai că încearcă să-și lucreze mântuirea și neprihănirea lor proprie, dar îi judecă pe toți în jurul lor cu standardul lor și devin judecătorii fraților, pentru că oricine nu face ca tine, pac, hai să lovim. Ei nu înțeleg că iubirea lui Hristos încearcă să salveze, nu să lovească. M-ați înțeles? Când vedeți un om care judecă pe alții în biserică, ăla e bolnav spiritual. Ăla e bolnav. Pentru că nu înțelege faptul că Dumnezeu îi iubește pe aia și trebuie să te rogi pentru ei, nu să-i lovești. Mi-amintesc când construiam biserica, eram acolo mic, eram cu Piții, cu Neavram, cu Iosif, cu tata, cu toată lumea, cu pastorul, cu... când construiam biserica și toți eram pe ziduri. Și unii făceau mai mult, unii mai puțin, unii cărau beton. Era un frate, nu o să vă spun numele, era un frate care stătea jos. Pereții aia sunt strâmbi. Ala nu-i culoare bună. Și la un moment dat se duce jos, îl ia așa, că erau prieteni, erau ei acolo câțiva, trei prieteni, îl ia așa, ce auzi, tu știi de ce vezi defectele? Că nu faci nimic niciodată. Urcă-te pe perete la muncă și nu mai vezi defectele. M-ați înțeles? Cine critică? Cine muncește, n-are timp, frate, de critică. Vreau să vă spun, cum poți să devii neprihănit? Neprihănirea ta, oricât ar fi, nu contează, poți să fii ca Pavel, ca Maica Tereza, poți să fii Isaia, nu contează cine ești. Neprihănirea ta nu merită cerul. Și păcătoșenia ta poți să fii ca femeia de la fântână, ca tâlharul de pe cruce, și păcătoșenia ta poate să te bage în cer, nu pentru că ești păcătos, ci pentru că tâlharul zice, Doamne, amintește-și de mine când vin împărăția ta. Și Iisus ce-i spune? Stai, bă, omule, ia să vedem, ai mâncat tofu? N-ai mâncat, nu poți. Te-ai dus, băi, câtă zecime ai dat, mă? Trebuie să dăm zecime sau nu, fraților? Absolut! Nu putem să furăm de la Dumnezeu, e clar. Dar faptul că dai zecime îți dă merite la mântuire? Nu! No. Păi, să vedem, câtă zecime ai dat? Măi, tu ai ținut sabatul bine. Uite, în sabat n-ai zâmbit, ai stat așa. Gata, tu ești sfânt, tu poți să intri în cer. Așa e? Nu mă, frate, măi, nici vorbă, măi, frate, măi. Nici vorbă. Și atunci cine va fi mântuit? Nu ești mântuit datorită de merit mântuirea că sunt neprihănit. Nu mă, frate. Și acum să explicăm. Să admitem că tu ești aici, da? Tâlharul de pe cruce, ăla săracul n-a făcut nimic bun și s-a pocăit și apoi a murit. N-a avut timp să facă ceva bun, așa că nu merită cerul și totul Iisus i-a promis cerul. Ești aici, ești un începător în credință, numai ce te-ai botezat. Așa, și să admitem că ceilalți ăștia sunt pe aici și pastorii sunt pe aici, iar eu, care sunt cel mai sfânt între ei, sunt aici. Ok. Și acum Pavel e aici și cine e mai sfânt decât Pavel? Nu știu. Enoch. Ok, ăla e aici. Ok. Care dintre ei e mântuit? Poate să fie toți. Păi de ce, mă? Păi e drept ăsta de aici, care a venit în ceasul al 11-lea, n-a avut timp și el să clădească o biserică, să dea bani la adunare, să facă evanghelizare, e mântuit. Și ăsta de aici, care toată viața s-a sacrificat și a fost lovit cu nuiele și a fost bătut cu pietre, Pavel, și el primește tot cerul. E drept să aibă aceeași plată, ăla care a muncit toată ziua, cu ăla care a venit în ceasul al 11-lea. E drept, mă, frate, e drept că a muncit atâta mie să-mi dea două vieți veșnice, nu numai una, nu? E drept? Cam așa gândim noi. Dumnezeu nu-ți dă mântuirea pentru că ai muncit atâta sau atâta sau atâta sau că ești atât de sfânt sau atât de sfânt sau atât de sfânt. Dumnezeu îți dă neprihănirea pentru că Iisus a plătit pentru tine, mă, frate. Datoria de cât a fost. M-ați înțeles? Ideea este că oriunde ai fi în procesul ăsta, nu contează aici sau aici sau aici, atâta timp cât rămâi în Hristos, zice Hristos în voi, nădejdea, ce înseamnă slavă? Aha. Dacă Hristos e în tine, nu poți să fii pierdut. Și dacă Hristos nu e în tine, poți să fii tu Sfântul Sfinților. Dacă Hristos nu e în tine, ești pierdut. Neprihănirea ta nu te mântuiește. De aceea, cheia este, în momentul în care ți-a dat viața lui Dumnezeu, să nu te separi. Rămâneți în mine, spune Iisus, rămâneți în mine. Și în orice punct, că vine Domnul aici, băi frate, vine Domnul și n-am crescut. Nu contează, frate. Vrei să crești? E bine că vrei.
Ideea e să nu te separi. Când vine Domnul, ești aici sau aici sau aici? Sau dacă mori la noapte, Doamne ferește, eu n-am de gând, în sfârșit. Aici sau aici, aici. Dacă ești în Hristos, ești salvat. Dacă ești aici un sfânt și te-ai separat de Hristos, ești pierdut și toată neprihănirea ta se uită. Pentru că fără Hristos nu e mântuire. Mântuirea nu e decât într-un nume, atât. În momentul în care ești fără El, nu ești mântuit. E clar? E foarte simplu, fraților. E foarte simplu. Timpul nostru este foarte scurt acum și nu avem timp să trecem prin asta. Dar vreau să vă exemplific puțin cu Avram. Când a fost Avram considerat neprihănit? Când a fost Avram considerat neprihănit? Când? După ce și-a sacrificat, băi, ăsta și-a sacrificat copilul, ăsta merită să fie neprihănit. Păi și-a dat copilul, nu? Când? Înainte sau după? Când? Înainte. Deci nu pentru că și-a sacrificat. Bine, ăsta a ieșit din țara lui, a renunțat la servici, la casă, la tot. Vai de mine, cât sacrificiu, hai să-l neprihănim. Când a fost considerat neprihănit? După ce a părăsit totul sau înainte? Înainte să facă ceva. L-a întâlnit Dumnezeu și zice, Avrame, sămânța ta o să fie precum stelele. Și el ce zice Biblia? Avram a crezut, dar stați că zice, împotriva oricărei așteptări, în engleză zice, against any possible belief. Împotriva oricărei logici umane, Avram a crezut. De ce? Nu pentru că putea el să facă asta, ci pentru că Dumnezeu a promis. Și când promite Dumnezeu, nu există niciun fel de schimbare, că Dumnezeu nu minte. Poți să sari în sus și să ții de bucurie. Și Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Și în clipa aia, când a crezut, a fost considerat cum? Știți cum zice în ebraică? Am făcut traducerea cuvânt cuvânt și puteți să verificați. Nu ce Dumnezeu l-a considerat neprihănit, ci în ebraică ce în momentul ăla, în clipa, în secunda aia, Dumnezeu l-a considerat, fiți atenți, as righteous as God himself, neprihănit ca Dumnezeu. Neprihănit ca Dumnezeu. Adică Dumnezeu, când tu îl crezi pe cum îi spune, măi omule, tu nu poți să te schimbi, tu nu poți să te salvezi, tu nu meriți salvare, dar eu îți promit că dacă rămâi în mine, dacă zi de zi nu te separi de mine, eu te voi salva. Și tu zici, Doamne, nu înțeleg, nu pot, nu merit, dar te cred și rămân în tine. În clipa aia Dumnezeu zice că în clipa aia Dumnezeu te face neprihănit. Ce se întâmplă? Sora White explică. Dumnezeu ia neprihănirea lui Iisus, neprihănirea lui Iisus, adică e dumnezeiască, e perfectă, și o pune pe tine ca și cum tu ai fi ca Iisus. Și ia păcătoșenia ta și o pune pe Iisus ca și cum Iisus ar fi cum ești tu. Păi ăsta un lucru mare, mă, fraților, dacă îl procesăm, dacă îl mestecăm puțin. În clipa când tu îl crezi pe Dumnezeu, pe cuvânt, Dumnezeu îți dă, Iisus îți dă haina lui de neprihănire. Haina lui Iisus, vă dați seama ce e asta. Și zice că poporul lui Dumnezeu, Israel, spune în Evrei 3, n-a intrat în Canaan că erau probleme, așa e? Nu. N-au intrat în Canaan că erau ziduri mari, așa e? Nu. N-au intrat în Canaan pentru că erau uriași, așa e? De ce n-au intrat în Canaan? Că n-au crezut. Te rogi și te îndoiești. Doamne, iartă-mă. Oare m-a iertat? Doamne, mântuiește-mă. Doamne, dă-mi biruință. Oare îmi dă biruință? Măi, frate, și sora îi spune foarte clar, și am paragrafele aici, nu avem timp să trecem prin ele, trebuie să crezi cu toată inima, nu știi cum, dar să crezi că Dumnezeu nu minte și că Dumnezeu promite și ține cuvântul. Zice, dacă crezi, Dumnezeu va lucra. N-au intrat în Canaan din pricina necredinței. N-au avut încredere că Dumnezeu e capabil să țină ce a promis. N-au avut încredere că Dumnezeu e în stare să-și țină cuvântul. De-aia au pierit. Într-un cuvânt, nimeni nu va intra în cer care e problema asta sau aia, ci pentru că nu-și pune încrederea în Dumnezeu, nu rămâne în Dumnezeu. Vreau să continui. Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Ce vârstă avea Avram când Dumnezeu i-a vorbit? Ok. În jur de aproape 70 de ani. Și Dumnezeu zice, vei avea copii. 75, da? Vei avea copii. Acum, e cineva de 75 de ani aici și Sara avea 65? E cineva de 75 și nevasta 65? Nu. Cum arată la 75 de ani cineva? Zice, bă, frate, eu copii, de-abia mai merg, bă, frate, mă dor genunchii și spatele și de-abia mă mișc. M-ați înțeles? Și Dumnezeu când promite ceva, de obicei în Biblia mea, De obicei, nu se întâmplă imediat. Că i-a zis lui Noe că o să salveze lumea și cât a durat?
I-a zis lui Moise că o scoată poporul din Israel și din Egipt și cât a durat? Fai de mine, 40 de ani. Păi dacă e să aștepți după răspuns la rugăciune 40 de ani, păi, cât apă mai trece pe Dunăre, frate? Nu? Și Dumnezeu îi spune să-ți dau copii. Și acum Sara pune mâna pe burtă și zice, nu mișcă. Nu mișcă. Ce faci? Zice că Avraam a continuat să crea. Dacă Dumnezeu a promis, e sigur, avem copii. Putem acum să cumpărăm pătuțul, leagănul, diaperele, e sigur. Cât timp a trecut? Trec 11 ani, ascultați cu atenție, și Avraam începe să zică, bă, dacă Dumnezeu are nevoie de ajutorul meu, fac și eu puțin de 3 dolari și face și el de 97. Și Avraam încearcă să-l ajute pe Dumnezeu, că Dumnezeu săracul nu poate. Deja are artrită și de-abia merge și trebuie ajutor. Și atunci Avraam se culcă cu roaba lui, da? L-a ajutat pe Dumnezeu, a făcut bine sau rău? Băi, fraților, Dumnezeu nu are nevoie de ajutorul nostru, să ne intre în cap. Noi avem nevoie de ajutorul lui. Când încerci să-l ajuți pe Dumnezeu, faci un mes, faci un dezastru. E clar? De-aia avem probleme în viață, că-l ajutăm pe Dumnezeu. În loc să ne ajute El pe noi. Dar noi suntem deștepți, noi știm ce trebuie făcut. Noi putem să-i învățăm pe toți și pe Dumnezeu. Și Avraam se culcă cu Sara, cu Agar. Și Dumnezeu îi spune, nu? Spune-i să plece, nu trebuie, copilul tău nu e asta, va fi de la soția ta. Cât timp mai trece? De la 86 de ani. Avraam are 100, Dumnezeu vine ochi, că o să ai copii. Ați văzut pe cineva de 100 de ani? Dumnezeu, o să ai copii, cât stelele? Păi, frate, păi trebuie ori să nu gândești ca să crezi, ori nu știu ce trebuie să crezi când ai 100 de ani. Se duce Avraam la benzină, se dă jos din benzină și ia ăla de la furtunul și îi tremură mâna și nu nimere să pună în mașină și în sfârșit pune în mașină și pe partea cealaltă de pompă vine Jimmy, vecinul lui, de casa de lângă. Și Jimmy zice, good morning, Avraam! Și ăsta zice, bă, nu mai mă cheamă Avraam, mă cheamă Abraham. Zice, da, da. Zice, băi, tu știi ce înseamnă Abraham? Zice, ia, știu, înseamnă tatăl multor națiuni. Zice, da. Câți copii ai, mă? Niciunul. Ce vârstă ai? 100. Ce? M-ați înțeles? Cum poți la 100 de ani să crezi că soția ta de 90 mai rămâne gravidă? Cum poți? Cum poți? Dacă spune cineva așa, băi, ți-ai pierdut mințile, mai. Cum poți să crezi? Și totuși zice Biblia că Avraam l-a crezut pe Dumnezeu. Când Dumnezeu spune ceva, în ciuda oricărei logici, dacă Dumnezeu spune, măi, aruncă lemnul pe apă. Tu zici, Doamne, n-ai nicio legătură. Arunci lemnul, lemnul se deasupra și fierul, blâc, vine sus. Nu trebuie, mai frate, să încerci să-L înțelegi pe Dumnezeu ca să-L crezi. N-ai nevoie să-L înțelegi, pentru că tu nu poți să-L înțelegi pe Dumnezeu. Trebuie să crezi că Dumnezeu e bun și că dacă te apropii de El, El va lucra. Că dacă te apropii de El, El se va apropia de tine. Nu trebuie să înțelegi, nu trebuie. Mă, dacă nu înțeleg, n-ascult, frate. Eu nu fac asta până nu înțeleg. Când Dumnezeu spune, sari în apă. Deci Avraam, 100 de ani, l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. De-aia Dumnezeu l-a considerat pe Avraam cum? Neprihănit. Să crezi din inimă, Doamne, nu merit, dar ți-am cerut iertare, îmi spune mie o soră, că băi, frate, ce, sunt pierdută. De ce? Am păcătuit. Zic și eu. Zic, eu păcătuiesc în fiecare dimineață până seara, tot timpul păcătuiesc. Și zic, ți-ai cerut iertare? Zic, toată viața. Pentru fiecare păcat? Nu, pentru același. Auzi ce îmi spune? Ce toată viața m-am rugat, ce l-am făcut când aveam 20 de ani și acum am 92. Exact așa mi-a spus. Ce am păcătuit când aveam 20 de ani și acum am 92. Zic, numai atunci ai păcătuit, cred că ești sfântă, păi eu păcătuiesc în fiecare zi. Și zic, ți-ai cerut iertare? Toată viața în fiecare zi. Zic, soră, matale, n-ai problema cu păcatul, ai problema cu credința. Zic, prima dată când ți-ai cerut iertare, Dumnezeu te-a iertat. Problema e că tu nu te-ai iertat. Tu ești mai sfântă decât Dumnezeu, când Dumnezeu te iertă, tu nu te ierți. Când Dumnezeu spune ceva, poți să sari în sus și în jos de bucurie, pentru că dacă Dumnezeu ți-a promis, lucrul ăla e mai sigur decât universul. E cuvântul lui Dumnezeu în joc. Și Avraam are 100 de ani. Crede. La 100 de ani, în sfârșit are copilul. Prin credință. Mântuirea este prin credință. Prin credință. Prin credință. Mi-amintesc când eram așa mai mic, îmi spuneau oamenii, bă, tu ești norod, tu nu o să te schimbi niciodată. Adică sunt un milion de exemple, nu vreau să le dau, n-avem timp, dar de exemplu ne-am dus camping, ne-am dus cu pastorul pe la, nu mai știu, nu era Gura, pe la Vodița, pe unde eram pe acolo, pe la Bacna, nu mai știu pe unde eram.
Și îmi spusese unchiul meu, care mai repara și mașini, mai făcea și case, și era, băi, dacă oprești țeava de eșapament, moare motorul, se sufocă și moare motorul. Și eu de-abia așteptam să fac proba. După ce ne-am jucat toți și după ce am mâncat toți, am mâncat porumb, am pus porumbul în cărbun, l-am mâncat și am luat la porumb, bă, ăsta seamănă cu țeava de eșapament. Și m-am dus la mașina pastorului și am băgat porumbul pe țeava de eșapament. Și eram fericit, eram deja mântuit, așa tare, eram fericit că eram parcă în cer. Și după aceea, când se termină, facem rugăciune, toți, hai prin mașini, să plecăm. Pleacă o mașină, pleacă pastorul cu mașina, îi merge 20 de metri și începe mașina. Și se oprește. Se duce, ridică capota, se uită, se strâng toți, se uită, opresc mașinile, se uită. Și după ce se uită, încearcă la cheie, nimic, se uită o jumătate de oră, zic, băi, te-ai rugat? Ce? Nu m-am gândit. Tu ești pastor, mă, trebuia să te gândești. Se strâng toți în jurul mașinii, fac o rugăciune, îmi bag în spate, trag porumbul. De la cheie? De la cheie și pornește mașina și eu zic, minune! Dar unul dintre tineri care n-a închis ochii la rugăciune, ăla a fost păcătosul, că n-a închis ochii, îi spune că nu, ce Lucu a băgat porumbul pe țeava de... Și pastorul se duce la tata și spune, nea Pavele, uite ce a făcut! Iar mama începe să plângă, copilul ăsta nu o să-și revină niciodată, face numai prostii în fiecare zi avem probleme, copilul ăsta nu o să schimbe niciodată. Și toate asta auzeam, copilul ăsta nu o să schimbe niciodată, face numai prostii. Și tata zicea, nu, dragă, că noi ne rugăm pentru el. Și Dumnezeu m-a schimbat pe mine când aveam 32, se schimbă și el. La 28, la 30, la 32, se schimbă, noi ne rugăm pentru el. Și credem că Dumnezeu lucrează, că noi ne rugăm pentru el. Și mă ia tata, eu credeam că cine știe ce urmează, că mă ia așa de gât. Zice, bă, și eu am făcut prostii când am fost mic, numai că nu m-au prins. Și după aceea zice, chiar așa mi-a zis, ci că Dumnezeu m-a iertat pe mine... Și tu nu-L cunoști pe Dumnezeu, dar tu mă cunoști pe mine. Și ca să înțelegi cât de bun e Dumnezeu, și eu te iert pe tine. Îți dai seama cât de mult țineam la tata? Deci, ca să înțelegi cât de bun e Dumnezeu, El m-a iertat pe mine, deși nu meritam, și eu te iert pe tine. Dar să nu mai faci, ok? Când vrei să faci ceva, mă suni și facem amândoi. Și mama zice, păi tu nu încurajezi să fac prostii. Nu, dragă, eu îi dau har. Așa a zis, eu îi dau har. Și în loc să-mi dea o palmă, m-a pupat și gata. Ceva de genul ăsta, dar la o scară mult mai mare, face Dumnezeu cu noi. Nu ne încurajează să păcătuim, dar ne iartă și apoi spune, nu mai faci așa. Și dacă nu poți, mergem amândoi, că dacă sunt eu cu tine, nu iese rău, iese bine. Mergem amândoi. Nu te separa de mine. Când ești singur, faci prostii. Rămâi cu mine și ești sigur. Rămâi lângă mine. Nu te separa de mine. Cam așa, frate, cam așa. Mântuirea e simplă, copiii o înțeleg. Adulții sunt complicați la minte, trebuie să facă ceva. Să învețe teologie, e bine să învățăm, nu mă înțelegeți greșit. Trebuie să facă fapta asta și asta, trebuie... Mântuirea e simplă. Rămâi în Hristos. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele în voi, vă amintiți? Cine cheamă numele Domnului va fi... Ce înseamnă asta? Vă spun în greacă, este un prezent continuu. Ce înseamnă asta? În engleză zice, who keeps on calling... Adică cine cheamă continuu, la fiecare secundă, Doamne, am nevoie de Tine, Doamne, am nevoie de Tine. Cum zice cântarea? Pam, 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 pam. Care sunt cuvintele în română? Vino, te aștept, vino, te aștept. În engleză, into my heart. Vino, te aștept, vino în inima mea, vino azi în inima, vino și mâine, vino și poimine. Doamne, nu pot fără Tine, sunt disperat. Am încercat. Și am căzut de 7 ori. Și am încercat și am căzut de 8 ori. Și am încercat și am căzut de 10 ori. Și îmi cer iertare și apoi mă duc și fac la fel. Doamne, nu pot fără. Vino, Doamne. Vino, te rog frumos. Fără Tine nu sunt nimic. Vino astăzi, am nevoie de Tine azi. Dumnezeu de-abia așteaptă. Nu zice, nu m-am chef azi, azi că vin mâine. Dumnezeu stă la ușă, de-abia așteaptă să te rogi. În momentul care ai zis vino, pang, așa e intrat. Și mâine din nou, Doamne, și azi am nevoie de Tine. Și poi mine, Doamne, și azi am nevoie. Și cu cât rămâi în El mai mult, nu zici, păi Doamne, îmi zice, mă sună pe mine oamenii și că mă rog așa de 2 săptămâni și n-am crescut. Da, mă, frate, și eu m-am dus la facultate 2 săptămâni și nu m-au făcut inginer. Trebuie să mă duc nu știu câți ani. Creșterea nu e treaba ta, frate. Creșterea nu e treaba ta. Creșterea e treaba lui Dumnezeu. Tu nu poți să te crești, tu nu poți să schimbi inima. Dumnezeu îți dă nașterea de nou, Dumnezeu îți dă o inimă nouă, Dumnezeu îți dă mântuirea. E treaba lui Dumnezeu. Treaba ta este să te lipești de El zilnic. Treaba Lui este să crească și să salveze. Fă-ți treaba ta și lasă-L pe El să-și facă treaba Lui. Clar? Treaba ta. Doamne, am nevoie de Tine. Uite, am venit la rugăciune, am venit la studiu. Te invit, rămâi cu mine. Iar Dumnezeu
prin toate, că toate lucrurile, toate, ce faci azi, ce se întâmplă mâine la serviciu, prin toate lucrurile Dumnezeu te învață lecții de răbdare, de umilință, de zi de zi Dumnezeu te învață și Dumnezeu lucrează cu tine și te crește. Și dacă tu ești zilnic lipit de El, dacă rămâi în Hristos, Hristos în tine nădejdea, indiferent că mor la noapte sau că vine Domnul mâine, dacă tu ești cu El, ești mântuit, dacă tu ești fără El, poți să fii sfânt, ești pierdut. Rămâi în mine, rămâneți în mine, rămâi în El. Clar? Simplu. Dar e datoria ta să-L inviți continuu, să nu te separi de El, să rămâi, uite așa, lipit de Dumnezeu. Și treaba asta, când vă uitați că Domnul vine, treaba asta nu se întâmplă la revenire. Treaba asta se întâmplă azi și mâine, în fiecare zi. Pentru ca tu să te înveți să fii cu El, să te înveți să-L cunoști, să te înveți să ai încredere în El când nu înțelegi. Că atunci când vine criza, să ai încredere în El. Mi-amintesc și cu asta termin, în 1977, parcă pe 4 martie sau aprilie, când a fost cutremurul? Martie. A fost cutremurul la urât de cât? 7,2, 3, 4, 100 pe Richter, un minut și câte secunde, nu mai știu. Un minut și 300 de secunde sau cât. Nu mai știu, nu contează. Au murit mulți. În București, când am fost să văd dacă sorul mea mai e în viață, am văzut cu ochii mei clădire care jumate stătea și jumate era căzută. Au murit mulți. Eram acasă, eram în Severin. În Severin n-a căzut nicio clădire. Au mai căzut coșuri de case. În Severin n-a fost decât în jur de 4 sau mai mult sau mai puțin, nu mi-amintesc. Ideea este că eram la etajul 4. Când a început să miște clădirea, s-auzea ca și cum crăpa, așa s-auzea. Te luau fiorii de sunetul care s-auzea când se mișca și cu cât ești mai sus, cu atât se mișcă mai tare. Când a început să mișcă clădirea, mama a început să plângă. Doamne, iartă-mi toate păcatele care am uitat să le mărturisesc sau nu m-am gândit la ele ca să fiu și eu mântuită, dacă mor, te rog frumos, Doamne. Și tata a început să cânte. Stânca mântuirii tu către tine. Și mama zice, cum poți să cânti? Tata zice, a, deschid gura și încep. Și tata zice lui mama, dragă, problemele nu le rezolvi în criză. Problemele le rezolvi în fiecare zi și când vine criza, ai pace. Cineva a bătut la ușă. Cine bate la ușă în timpul cutremurului? Se duce, deschide ușa, nuțica și cu mitică, vecinii, ușe în ușă, ușe în ușă. Și, Nea Pavele, putem să intrăm înăuntru? Tată, de ce nu fugim, mă, pe scări ca toată lumea? Poate să cadă scările, uite câte lume se aglomerează și țipă. Poate să cadă scările cu noi. Duceți-vă, mă, oamenilor, jos în fața blocului. Păi uite câte blocuri sunt dacă se întâmplă să cadă clădirea pe noi. Păi bine, mă, dar de ce vrei să vin la mine? Păi că la Matale suntem în siguranță. Păi mă, și eu sunt tot vis-a-vis de voi, tot în bloc, la etajul 4 și eu și voi. Cade clădirea ca și eu. Nu, că noi știm că Domnul locuiește la tine. Chiar așa au zis. Noi știm că Domnul locuiește în casa ta. Zice, noi de câte ori ne certăm și țipăm și nu știu ce, ascultă la muzică, te auzim pe tine cântând, te duci la vecin, la vecin, le duci miere, te rogi cu ei, le dai câte o carte, vedem prezența lui Dumnezeu în viața ta, știm că Domnul locuiește în casa ta. Noi știm că Dumnezeu locuiește în casa ta și știm că dacă Domnul locuiește aici, suntem în siguranță. Putem să intrăm și noi în casa ta. Bine, mă, hai înăuntru. S-a oprit cutremurul. Am făcut o rugăciune, tata a făcut cu ei și pe aceea tata îi cheamă și să vă spun ceva. Se uită la ei și le spune, nu așteptați să vină criza următoare și de-abia atunci să-L invitați pe Domnul în casa voastră. Invitați-L astăzi, invitați-L mâine, că dacă îl invitați în fiecare zi, când vine criza, nu trebuie să intri în panică, pentru că Domnul e cu tine și dacă Domnul, Dumnezeu e cu tine, cine poate mai să fie împotriva ta? Dacă Domnul e cu tine, n-ai de ce să te temi în cutremur, poate să cadă 10.000 la stânga, 1.000 la dreapta, dacă Domnul e cu tine, n-ai de ce să te temi. Dar nu aștepta să vină criza, să-L inviți pe... Invită-L astăzi cu tine, invită-L mâine și oricând a venit criza, tu ești gata. M-ați înțeles, fraților? Și Domnul e disperat din iubirea Lui și face apel la noi și zice, măi, sunteți copiii mei, am murit pentru voi, vă iubesc, vin în curând, nu mai e timp să ne jucăm. Hotărâți-vă, nu mai e timp, astăzi e ziua salvării, azi dacă auziți glasul Lui, azi, luați acțiune. Dumnezeu face apel, Duhul Sfânt face apel la noi. Și noi ce facem? De multe ori acționăm sau de multe ori auzim și ce, băi, a fost bună predica aia, hai acasă, gata. Frații mei, Iisus vine curând. Luați o hotărâre astăzi. Doamne, azi te invit în inima mea, în casa mea, familia mea, în biserica mea.
mâine, din nou. Poi mâine, din nou. Și pe măsură ce faceți asta și îl puneți pe Dumnezeu pe primul loc, Dumnezeu, în iubirea și înțelepciunea Lui, va sfârși ce a început. Dumnezeu este capabil să salveze pe oricine. Dacă l-a salvat pe ăla de pe cruce, dacă l-a salvat pe aia doi demoniaci, dacă a salvat-o pe femeia de la fântână, poate să, Dumnezeu poate, e capabil să salveze și pe tine, chiar dacă tu nu înțelegi cum. Ideea este, rămâi în El. Pune-L pe primul loc. Invită-L în viața ta în fiecare secundă. Cheamă-i prezența tot timpul. Doamne, nu pot. Am nevoie de tine mai mult decât de aer. Am nevoie de tine mai mult decât de apă, de viață. Te rog, vino. Amin? Haideți să ne rugăm. Tată din cer, am petrecut câteva zile pe munte. Acum o să ne întoarcem înapoi acasă. Ajută-ne să nu uităm, să nu fim numai ascultători, ci împlinitori. Nu numai să fim împlinitori, ci ajută-ne să împărtășim cu alții. Și prin viața noastră să arătăm altora iubirea ta. Ajută-ne să te dorim mai mult decât orice, să te facem pe tine prioritate în viața noastră, să te luăm cu noi peste tot, nu contează la servici, la școală, acasă, să nu ne separăm de tine în fiecare secundă. Ajută-ne ca tu să devii într-adevăr Domnul vieții noastre. Nu numai o teorie, nu numai reguli, ci să fim un plus cu prezența ta. Pentru că dacă tu ești noi, atunci toate celelalte urmează în mod normal. Doamne, cerem prezența ta în inimile noastre, în familiile noastre, în bisericile noastre și cu noi oriunde am merge, orice am face. Cerem binecuvântarea ta asupra fiecăruia care a fost aici sau care a ascultat pe internet. Și ajută-ne, Doamne, să înțelegem că Iisus vine curând. Îl vom vedea față în față, vom uita toate acestea, vom petrece veșnicia. Un lucru mare. Un lucru de neînțeles. Vom petrece veșnicia cu tine. Și ajută-ne, Doamne, să avem ținta asta în față și să nu lăsăm să ne atragă atenția nimic altceva decât să ținem ochii pe tine. Te rugăm toate acestea în numele lui Iisus și îți mulțumim din inimă că tu răspunzi cu bucurie. Te lăudăm în numele lui Iisus.